care se aranjează voi. Asta aici ajută prieteni. Da. Ce? Cum să avem un safir? Da. Cașcăzurile. Da. Sunteți gata? Da. Pot să vă spun că surpriza de astăzi este un prieten de-al vostru, da, pe care l-ați văzut ultima oară la Roman și da, se numește Edi! Edi și cu mama lui au venit de la Roman până aici. Îmbrățișare! Carmen, o să te rog să ocupi acolo un loc. Edișorule, stai tu acolo. Așa? Perfect, bine ați venit. Bine ați venit. Asta e bucătăria noastră, vă place? Da. Edi, tu cunoști toate personajele din Cașcăzurli? Da. Ia să vedem, o recapitulare. Truli, Mulțumesc, Drăngănel, Fetița Zurli, Lulu, Vrăjimătorica și Tanti Prezentatoare. Edi, ce vrei să te faci când o să fii mare? O să vreau să fiu la Zurli. Vrei să lucrezi la Zurli? Da. Să fii coleg cu noi? Și ce vrei? Vrei să fii coleg cu mine să conduce în Zurli sau vrei să fii coleg cu ei să urci pe scenă la spectacol? Vreau să fiu coleg cu ei să urci. Am înțeles. Și ce personaj ai vrea să joci? Ceva cu curaj. Adică ar trebui să inventezi un personaj nou pentru tine? Da! Mama mea, de ce bătăi de cap? Mă bucur foarte tare că ai venit astăzi la noi în Casa Zurli. Am înțeles că tu știi cântece. Că te uiți la noi în fiecare zi. Că ai crescut cu noi de când erai foarte mic. Că a fost la spectacole. Că ai fost la spectacolele noastre. Și te voi supune unui test. Tu vezi ce e acolo? Da. Alea toate sunt premii pregătite pentru acest concurs. Eu am 10 întrebări. Dacă știți răspunsul corect, poți să tu concurezi cu mami în aceeași echipă. Pentru fiecare răspuns corect, da, primești un premiu. Cum o cheamă pe cățelușa găștii Zurli? Edi? Așa. Bravo! Wow! N-ai avut timp să eu zic să deschizi. Pe cine din gașcă iubește turavura? Pe mine. Ridică! Bravo! Așa. De cornete. De care se teme turavura? Pentru că sunt cornete cu putere. Cine este chitaristul găștii Zurli? Drăgănel. Știi cum fac ei echipă? Da, mami ridică exact și el răspunde. Că eu zic să intri la întrebările mai grele, că e din știe. Întrebarea cu numărul 4. Se dorește pe asta foarte continuă tare. Continuă versul, te iubesc, așa... Cum ești? Bravo! Deci tu chiar ai de gând să ne iei toate premiile? Cine din gașca Zurli mănâncă sarmale? O să Lulu! Și Edi, curajosul, a câștigat pentru mami! O bine, mami se uită la mine! Întrebarea cu numărul 6. Ce personaj adoră să cânte toată ziua și să danseze? Carmen. Fețeză. Da! Poți să te duci cu microbuzul acasă. Cine din gașca Zurli colecționează mașini? Truli. Bravo! Bravo! Ce personaj din gașca Zurli învață pe copii să deseneze? Vrăjimătorica. Bravo! Care e promisiunea Zurli? Promit. Promit să spun te rog. Așa. Mulțumesc. Așa. Iartă-mă. Și te iubesc. Bravo! Ultima întrebare. Pregătit? Da. Adică ne-ai luat 9 premii până acum? Da. Și dacă răspunzi corect și la întrebarea asta, iei și al 10-lea premiu și pleci la tine, cum se numește satul tău? Luțca. Pleci la Luțca cu părul, bagajul plin de Zurli? Da. Bă, aoleu, tanti prezentatoare, inventează niște... Hai că poți! Cu ce pleacă gașca Zurli la spectacolele din țară și cu ce o să ajungă la Luțca? Cu microbusul ăla! Mia, ce bine v-ați descurcat! Dar Edi chiar e foarte deștept. Zici că e un mini Truli. Da, un pic, am o surpriză pentru tine, Edi. Închide ochii, dă-ți cornetele jos! Eu nu mă gândesc decât la omleta pe care o face Edi la Luțca. Prin puterea investită în mine de tanti prezentatoare, te declar pe tine, Edi, ajutor de Truli! Bravo!
stă foarte bine Jovenul, să știi. Vrei să cânti împreună cu noi? Vreau să cânt. Pentru că în casa asta Zurli mai mult se cântă decât orice. Da. Și în casa asta Zurli mai mult se râde decât orice. Și în casa asta Zurli, părinții și copiii care vin la noi pleacă cei mai fericiți din lume. Așa o să pleci și tu cu mami la Luțca? Da. Îți mulțumim foarte mult că ai venit, că l-ai adus pe Edi, că ați făcut drumul ăsta până la noi. Și spatele drept, spatele burta drept, în față, burta în față, nasul în vânt. Vă mulțumesc din toată inima pentru această minunată apariție în casa Zurli și vă invit să chemăm muzica împreună. 3, 2, 1, să vină!